Noi ne bucurăm că putem să oferim astfel de ocazii, de bucurie, de sărbătoare. Astăzi avem doi tătici speciali și mame. Bineînțeles, Domnul să le binecuvinteze și pe ele, mai ales că ele au născut copilașii aceștia. Doar că pe tătici îi cunosc un pic mai bine. Știu că ambii sunt pasionați. Unul e pasionat de fotbal, trebuie să recunosc, și altul de vânătoare. Hai să spun așa, unul e pe apărare și altul e pe atac, letal, mortal, așa. Când pușcă, îmi pușcă bine. Dan, știu că tu te-ai calificat deja, ca să folosesc metafora fotbalului, în Europa League deja, ești avansat după mulți ani de așteptare, ai promovat, felicitări pentru asta. Mihai, după foarte mulți ani, ai intrat și tu în Liga 1, bravo, felicitări, da. Eu personal am așteptat mult această promovare a ta și abia aștept să crească copilașul acesta, să-l învăț și eu lucruri bune. Și așa cum mi-ai învățat și tu copiii, vreau să vă mărturisesc că la vârstă de 2 ani și jumătate, fratele Mihai a venit la mine acasă, l-am găzduit, i-am dat de mâncare și neștiind ce face, mi-a învățat copilul meu, pe Daniel, să lucreze cu chibritul la plita electrică sau la gaz. Și vreau să vă spun că mi-a trimis ulterior poza respectivă și am rămas în șoc, pentru că a doua zi băiatul meu, ce credeți că a făcut? Fix același lucru. Numai că el nu știe să învârte butoanele și am zis, Doamne, mulțumesc, dar stai liniștit că am și eu grijă să întorc aceste obiceiuri sfinte înapoi. Să știți că pentru biserica noastră, nașterea unui copil este motiv de bucurie, de sărbătoare și nu facem altceva decât să imităm gestul patriarhilor, celor care au trăit în vechime, în scriptură, în antichitate, care odată cu înțărcarea copilului, dădeau o sărbătoare, o petrecere, un ospăț. Așa spune Biblia în Genesa 21:8, pentru cei care văd în orice sărbătoare un prilej de păcat, eu vreau să vă spun că Biblia ne vorbește despre bucurie ca fiind o roadă a Duhului Sfânt și că Dumnezeu ne cheamă să ne bucurăm și ne cheamă să dăm ospăț atunci când ceva frumos se întâmplă în familia noastră. Sigur, o poți face într-un mod frumos, decent, sfânt, sau poți să o faci într-un mod care să fie rușinos. Dar noi suntem creștini și când dăm ospăț, sau dăm ospăț cu, bineînțeles, această gândire în minte că noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu și ne bucurăm cu cei din jurul nostru că Dumnezeu ne-a dat un copil sănătos. Așa spune Biblia, în Genesa 21:8, copilul a crescut și a fost înțărcat. În ziua în care Isaac a fost înțărcat, Avram a dat un ospăț mare, o bucurie, o petrecere. Iată că și patriarhii și moșnegii ăștia o să se bucure și slavă Domnului pentru ei. Vă spun că potrivit obiceiului iudaic, înțărcarea unui copil era motiv tare serios de bucurie, pentru că pe vremea aceea mulți copii nu supraviețuiau perioada aceea de înțărcare. Și în momentul în care reușeau să treacă de la etapa alăptării, la etapa mâncării unor hrană solidă, pentru mulți dintre ei era un privilegiu de bucurie, motiv pentru care și Avram, în cazul acesta, sărbătorește. Probabil că își cheamă vecinii, își cheamă prietenii, și-a dat robii, cei din casa lui apropiată sau poate din rudele mai extinse și împreună se bucură de sănătatea unui copil așa de frumos. Asemenea lui Avram, vreau să vă spun că și noi astăzi sărbătorim și vreau să vă spun câteva motive pentru care biserica noastră sărbătorește. În primul rând, în astfel de situații, noi sărbătorim viața. Într-un context al morții, într-un context în care narațiunea în societate dominantă este moartea, oriunde te uiți, moarte. Și în ultima vreme, în ultimii 2 ani și jumătate, ne-am obișnuit deja. Moarte, COVID, cancer, da? Complicații ale războiului mai nou acum, moarte peste tot, vedem distrugere, vedem disperare, vedem un haos întreg. În astfel de situații, pe acest context sumbru, biserica este chemată să aducă lumină și bucurie. Și ce bucurie mai mare avem decât să sărbătorim nașterea unui copil, care înseamnă, de fapt, viață, înseamnă speranță, înseamnă că o națiune are un viitor, o națiune are ceva de care să se lege, o națiune are ceva în momentul în care o națiune nu mai are copii, națiunea aceea, mai devreme sau mai târziu, se va prăpădi. Se spune că dacă rata de fertilitate într-o națiune, probabil că ați văzut astfel de știri, astfel de statistici, dacă scade sub 2
2.0 în oricare țară și rămâne așa pentru o perioadă, durează între 70 și 100 de ani ca acea populație să-și mai revine. Dacă nu-și mai revine, se va duce. Și știm foarte bine că au fost mii. Au fost generații, civilizații întregi care s-au dus, pentru că la un moment dat nu au mai fost, da, generații care să urmeze. De aceea pentru noi, noi sărbătorim viața, sărbătorim nașterea unui copil, sărbătorim nașterea unui prunc sănătos. În situația în care ai complicații, și joi ne-am rugat pentru o situație destul de dificilă, da, copil care se poate naște cu un anumit sindrom, vreau să vă spun că în momentul în care se naște un copil sănătos, nu poți decât să-i mulțumești Dumnezeu că ți-a dat un copil sănătos. Doar părintele care știe ce înseamnă să aibă un copil cu un anumit handicap sau cu un anumit defect fizic, știe prin ce situații de multe ori trece. De aceea, dacă aveți copii sănătoși, noi ne bucurăm și mulțumim Dumnezeu și ne bucurăm în această dimineață că acești copii, Tobias și Amira, am vrut să spun Samira, dar nu, Amira este sănătoasă. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Dragii mei, este mai importantă decât sexul. Știu că ne dorim, poate băiat sau fată. Eu ce puțin am fost dezamăgit că am vrut băiat prima dată și s-a uitat doamna doctor la mine și a spus să știți că e bine și cu o fată. N-am crezut atunci, dar cred acum pe cuvânt. Dar să știți că este mai important decât sexul unui copil, este important sănătatea, mai important cât e fizionomia, dacă are ochii albaștri sau nu, dacă este înalt sau slab. Astea sunt chestii secundare. Numai când Dumnezeu îți dă viață și sănătate, poți să spui, wow, cu adevărat sunt un om privilegiat. Apoi sărbătorim familia, pentru că biserica iubește familia, apreciem familia, susținem familia, realizăm că viitorul nostru este direct legat de felul în care Dumnezeu va reuși să implementeze valorile Lui în copiii noștri. Fără acest lucru, dragii mei, nu avem viitor. O generație care se naște și care nu cunoaște pe Dumnezeu și nu va cunoaște puterea Lui și nu va înțelege importanța unei relații cu Dumnezeu va fi o generație care va trăi într-un haos. Așa ne spune Sfânta Scriptură în Cartea Judecători, că după ce Iosua, acea generație care l-a cunoscut pe Dumnezeu în pustie și a văzut cât de minunat lucra Dumnezeu, s-a născut o altă generație după generația lui Iosua, care n-a cunoscut pe Dumnezeu și n-au cunoscut nici puterea lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? 430 de ani poporul evreu a trecut într-un haos, într-un întuneric social, politic, economic, fiecare făcea ce voia, pentru că nu mai exista frică de Dumnezeu, pentru că nu mai existau valori sănătoase. Dragii mei, este atât de important să sărbătorim familia, este atât de important să ne rugăm pentru copiii aceștia încă de când sunt mici și de aceea îi aducem la binecuvântare. Deci noi sărbătorim. Și de ce în biserică? Poate cineva se întreabă, am fi putut foarte frumos să mergem la apartamentul lui Mihai și să ne rugăm pentru Tobia, să spunem, Doamne, binecuvântează. Și nu cred că ar fi neapărat greșit să facem asta. Dar de ce biserica sărbătorește în biserică, în acest loc pe care noi îl dedicăm lui Dumnezeu? Pentru că binecuvântarea unui copil, la fel ca alte culte, acte de cult, cina, botezul, da, și așa mai departe, au o componentă comunitară și vreau să fiți un pic atenți aici. Binecuvântarea unui copil are această componentă comunitară, trinitară aș putea să o numesc, triadică. Este Dumnezeu care este sus, este comunitatea care undeva la stânga și la dreapta, acest triunghi extraordinar este familia. Familia, comunitatea, Dumnezeu. Dragii mei, este atât de important să le ținem împreună pe toate trei, pentru că doar împreună și în relație și în dependență una de alta, cele trei aduc stabilitate, cele trei facilitează o creștere sănătoasă și echilibrată a unui copil. Cele trei, dacă lucrează împreună, familia lucrează împreună într-o comunitate și comunitatea lucrează împreună cu Dumnezeu. Când aceste trei rotițe sunt în mișcare toate, există o putere extraordinară într-o comunitate. Există rod maxim, există impact maxim. Așa cum Scriptura ne spune la un moment dat, unul va pune pe fugă 1000 și doi, 2000? Nu. Unul pune pe fugă 1000 și doi oameni când se unesc și există o putere de unitate acolo, oamenii aceia alungă 10.000. Puterea exponențială a unei comunități. Un om alungă și el cât poate, dar în momentul în care vine cineva alături de el, atunci crește, se multiplică exponențial. De aceea noi aducem copiii aceștia la biserică și binecuvântăm în situația aceasta comunitară, în contextul acesta comunitar, pentru că noi credem din toată inima că Dumnezeu este Cel care aduce împreună acești copii. Doi, sărbătorim în biserică deoarece binecuvântarea unui copil în sânul, în mijlocul unei comunități, responsabilizează atât părinții cât și biserica.
Așa cum spune expresia cea americană, v-am mai spus-o și o repet, îmi place tare mult pentru că rezultă sau reflectă un adevăr foarte important. It takes a village to raise a child, da? E nevoie de o întreagă comunitate pentru creșterea sănătoasă a unui copil, pentru creșterea lui holistică, da? Sigur, tu ca părinte porți povara principală, tu porți sarcina principală, dominantă, majoritară de creștere. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că nu ești singur în povestea aceasta. De asta suntem aici. De asta suntem în biserică. Încă o dată vă spun, puteam foarte frumos să merg la familia Pamparosa, Negoia, ca să făceam o rugăciune scurtă și spuneam, bravo, acum încolo e sarcina voastră să vă creșteți copiii. Dar în momentul în care îi ducem aici în biserică, noi credem că este responsabilitatea tuturor care sunt membri în biserica aceasta să ajute în creșterea acestor copii spre slava lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că există o minciună a lumii acestea în care spune că tu ești singurul responsabil pentru copilul tău. Eu nu cred asta. Și Biblia mi arată că copilul trebuie să crească sănătos într-o comunitate sănătoasă. Orice copil care crește de unul singur haiducist, ca un lup singuratic, n-are șansă să se dezvolte armonios, holistic. Sigur, se va dezvolta poate intelectual, dar emoțional. Poate se dezvoltă într-o latură, dar în cealaltă. Poate se dezvoltă educațional, dar spiritual. Înțelegeți de ce e nevoie de toată comunitatea ca să creștem niște copii spre slava lui Dumnezeu într-un mod armonios? Și încă mai nou vreau să vă spun că există această retorică care spune că nici măcar părinții nu mai sunt direct responsabili. Este societatea care trebuie să ne crească copiii. Și, Doamne, câte greșeli să fac din cauza aceasta. Prea mulți părinți și prea mult lăsăm sarcina educației pe umerii societății. Alegem uneori, și vreau să vă mărturisesc lucrul acesta în viața mea, alegem de prea multe ori confortul și bunăstarea materială și spuneți-mi dacă nu este adevărat lucrul acesta. Prea mult alegem confortul și bunăstarea materială în detrimentul educației spirituale și culegem roadele mai târziu și ne pare rău că am făcut lucrul acesta, dacă totodată n-ai ce să mai faci, decât să te rogi, Doamne, iartă-mă și unde eu am fost greșit, suplinește Tu harul Tău, prin harul Tău. De aceea, în această dimineață, avem ocazia aceasta extraordinară să creștem împreună și să ne dezvoltăm împreună ca o comunitate a lui Dumnezeu. Aș vrea împreună în această dimineață să medităm la o întrebare, dragii mei, dacă vreți și aveți în Biblia împreună cu dumneavoastră, vreau să aveți aproape, bine? Aș vrea să medităm împreună la o întrebare foarte importantă, la care am meditat și eu săptămâna aceasta. Dacă ar fi mâine să părăsesc lumea aceasta, din orice motiv, că e cancer, că e un accident mortal, că pur și simplu ceva se întâmplă, care ar fi moștenirea ideală pe care ar trebui să o las copiilor mei? Indiferent de vârsta pe care o ai, aș vrea să-ți pui întrebarea aceasta în modul cel mai serios. Dacă mâine ar fi să părăsești lumea aceasta, care ar fi moștenirea ideală? Lucrul la care vrei să spui, bă, fără asta copilul meu ar fi mai sărac. Care este acel lucru, care este acel element pe care tu vrei să lași copiilor tăi ca moștenire în lumea aceasta? Și meditând la această întrebare, dragii mei, am văzut că oamenii răspund diferit. Dar atât de diferit încât răspunsul lor se aseamănă atât de bine. Când întreb pe vecinul tău de lângă bloc ce ar vrea să lasă copiilor săi, probabil că mulți ar spune o casă la țară sau în oraș, un teren mai mare sau mai mic, o afacere de familie eventual, poate spune o mașină sau un cont în euro. Rar se întâmplă în ziua de astăzi, și poate o doleanță doar a mea, să auzi că cineva își lasă biblioteca drept moștenire. Ați mai auzit așa ceva? Sau că își lasă o carte pe care el a scris-o drept moștenire pentru copiii lui ca să le duce un pic și intelectual. Și asta spune multe despre generația și lumea în care trăim. De aceea, deși răspunsurile sunt diferite, ele se aseamănă atât de mult, sunt atât de materialiste și vreau să observați, pentru că nu este de mirare, omul lumesc, omul care împărtășește valorile societății în care trăiește, n-are cum să gândească în termenii lui Dumnezeu. Așa cum Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 2, omul care este duhovnicesc, omul care are valorile creștine în el, este omul care implementează mai departe aceste valori în copiii săi. De aceea el mai departe când se gândește la moștenire, nu se gândește strict material, ce se las copilului meu? Un cont, 10.000 de euro, o casă mai mare sau mai mică, astea sunt chestii care sunt atât, atât de efemere, atât, atât de trecătoare. Omul duhovnicesc, creștinul care îl înțelege pe Dumnezeu și viața veșnică, înțelege că sunt lucruri mult mai valoroase pe care ar putea să le lase drept moștenire. De aceea, în această dimineață, vreau să dau 3 răspunsuri la întrebarea aceasta și poate ar fi mai multe, dar în mod special vreau să mă axez pe aceste 3 răspunsuri.
Care ar fi moștenirea ideală pe care ar trebui poate să o lăsăm copiilor noștri după ce noi vom trece din lumea aceasta? În primul rând, și m-am uitat în Scriptură să văd dacă există astfel de familii, dacă există astfel de modele, dacă există o familie care au lăsat ceva frumos în spate. Și am găsit, să știți, am găsit și modele negative, dar am găsit cel puțin 4-5 familii care au lăsat în spate o moștenire ideală. Și aș vrea să încep cu un prim punct. Primul punct în mesajul meu este următorul. Înainte de a muri, personal mi-ar plăcea să știu că le-am lăsat copiilor mei un model frumos, subliniez frumos, de căsnicie. Știu că suntem la o binecuvântare de copii, dar copiii aceștia n-au cum să înțeleagă ce vorbim noi, de aceea mesajul este pentru părinți. Mesajul este pentru noi toți, care suntem căsătoriți și cei care urmează să se căsătorească. Doamne ajută! Dacă aveți 30 de ani și mai stați cu mama și tata, Doamne ajută să vă căsătoriți. Amin! Un model frumos de căsnicie. M-am uitat în viața lui Avram și a Sarei, m-am uitat în viața lui Elcana și în viața Anei, m-am uitat în viața lui Aquila și a Priscilei și am văzut în aceste modele, în aceste familii, un model frumos de căsnicie. Am văzut în viața lor o iubire, în primul rând, ca un prim gând, o iubire autentică între soț și soție. Nu există un model frumos de căsnicie doar cu sentimentalisme ieftine, cu emoticoane, te iubesc, te iubesc și eu înapoi. Asta, dragii mei, nu țin. Nu țin pe termen lung, pentru că legământul trebuie să fie unul serios și luat în serios și trebuie să țin în serios cuvintele și angajamentul. Asta nu sunt angajamente maritale cu termen de expirare precum uleiul de la mașină, știți cum e. Tot la 10.000 trebuie să schimb, dragă, atâta mă angajez. La 10.000 de kilometri merg cu tine, după care schimbăm uleiul. Și vreau să vă spun, dragii mei, că pare așa, nu știu cum să spun eu, ridicol sau pare haios, dar vreau să vă spun că lumea în care trăim cam așa gândește, în acești termeni de expirare. Dragă, merg cu tine până aici. De aici, dacă nu mai suntem compatibili, dacă nu mai simt nimic pentru tine, dacă nu mai mă angajez la ceva mai mult în această relație. Vreau, dragii mei, Dan, Anda, unde este, să mă audă, Mihai, Maria, dragii mei, îmi doresc tare mult să lăsați în viața acestor copii un model frumos de căsnicie, o iubire autentică între soț și soție. Îmi doresc să le ofer copiilor mei și cred că și voi la fel un model de tandrețe, de respect, de afecțiune. Nu te iubesc dacă faci. Nu te iubesc dacă te schimbi aici, aici și aici, aici. Nu iubesc condiționat, eu te iubesc fiindcă ești. Vedeți diferența? Prima arată ceva despre mine. Eu vreau ca tu să te schimbi și în momentul în care te schimbi îți ofer dragostea mea. În a doua circumstanță eu te iubesc fiindcă ești ceva. Și asta spune ceva despre iubirea lui Dumnezeu. Dragii mei, ce tragic ar fi ca Dumnezeu să ne iubească doar atunci când ne-am schimbat. Ce tragic ar fi că atunci Dumnezeu să spună te voi iubi în momentul în care te face băiat cu minte. Te voi iubi în momentul în care te lași de toate păcatele tale ascunse. Te voi iubi în momentul în care o să te dedici 100% mie. Dragii mei, Dumnezeu nu iubește așa. Dumnezeu ne-a lăsat un model extraordinar. Extraordinar de iubire și îl găsim în Roman capitolul 5. Vreau să citesc aceste versete ca să vedeți modelul lui Dumnezeu de iubire. Ce frumos ne iubește Dumnezeu. Roman 5, de la versetul 6, 7, 8 și versetul 10. Pe când eram noi încă fără putere, adică fără puterea de a face binele, Hristos, la vremea potrivită, a murit pentru cei păcătoși, nelegiuiți, oameni care nu știau să facă binele. Pe când noi eram fără putere, pe când noi nu știam să facem binele, Dumnezeu ne-a iubit. Mai departe, versetul 7. Pentru un om bun, drept, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit. Cine moare pentru tine? Hristos, pe când erai păcătos. Și versetul 10 îmi place, nu doar că erai păcătos. Dacă atunci când eram dușmanii lui Dumnezeu, vrășmașii lui Dumnezeu, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi salvați prin viața Lui. Dragii mei, este așa de minunat să vedem un Dumnezeu, un model frumos de iubire. Modelul acesta îmi doresc că las copiilor mei, modelul pe care eu l-am primit, iubirea lui Dumnezeu pe care o văd la cruce, pe care o văd în fiecare zi, pe care o văd Dumnezeul care în fiecare zi mă iubește. Acest model îmi doresc să-l arăt copiilor mei. Când copiii mei se uită la mine și la soția mea, vreau să spună, așa vreau să am și eu căsnicia.
Din păcate, sunt atât de multe modele greșite. Din păcate, sunt atât de multe medii disfuncționale în care copilul, deși are toți banii din lume, că i-a lăsat tata, mama, moștenire decât pentru 7 generații, dar n-a știut ce înseamnă să iubească o femeie, n-a știut ce înseamnă să respecte un bărbat. Sunt lucruri atât de elementare, dar atât de fundamentale. Un model frumos de căsnicie mai înseamnă și un mediu plin de îngăduință, de iertare și mai ales un mediu plin de har. Dragii mei, este mediul de care și-a amintit fiul cel mic. Dacă țineți minte, în pilda Luca 15, pilda fiului risipitor, un fiu era răzvrătit. Și vreau să vă spun ca o scurtă paranteză, nimic și nimeni nu garantează că dacă tu îți iubești nevasta și ai un mediu frumos în casă, el neapărat va alege lucrul acesta. Poate să aleagă greșit, sunt copii care merg pe un alt drum. Dar vreau să vă spun un lucru, oricât de greșit ar alege, niciodată nu poate să te acuze pe tine că nu ai facilitat un mediu frumos în familie. Și dacă vă uitați la fiul cel mic, ăsta care și-a luat averea tatălui, i-a furat tot ce avea în cont și a zis, mă duc cât mai departe, că așa e lumea în care trăim, îmi spune, dacă vrei să fii fericit, trebuie să stai cât mai departe de părinte. Că ăla nu știe ce face, ăla e retrograd, ăla este fanatic, ăla e religios, ăla face altceva. Dar Biblia spune că după ce a plecat și a încercat fericirea cu femei, cu droguri, cine știe ce a mai făcut, dar pe vremea aceea, după ce a încercat de toate și a ajuns pur și simplu zero barat, un om risipit, un om fără valoare, în momentul acela și-a adus aminte de ce? Țineți minte? De mediul pe care l-a avut în familie. Ce bine era la mama acasă, ce bine era cu tata! Ce bine era, tatăl meu știa să aibă grijă de robi, de sclavi. Stai un pic, tu Avrame, aveai grijă, da sigur, cum să nu? Stai un pic, tu patriarhe, da, pentru că pe vremea aceea era foarte important lucrul acesta, ca patriarhul familiei să aibă grijă de toată lumea și să ofere un climat frumos în familie. Dragii mei, ce frumos este să-l oferim copiilor noștri un mediu plin de gânduință, de iertare și mai ales de har. S-ar putea să plece copilul tău de acasă crezând că va găsi fericirea departe de casă, dar să știți un lucru, în momentul în care ajunge la cel mai jos punct al vieții lui, își va duce aminte că acasă e mai bine. Își va duce aminte și vă spun, mai devreme sau mai târziu se întoarce, așa, cu coada între picioare, dar se va întoarce. Mă gândesc câteodată ce s-ar fi întâmplat dacă fiul cel mic s-ar fi întors acasă și tata ar fi murit, din N motive, și ar fi trebuit să se întoarcă acasă la fratisul. Ai zice că între tată și frate, mai mare iubire între doi frați, nu? Vai de mine, a? Cine a zis asta? Se pare că, și mă gândesc cu groază, dacă fiul cel mic ar fi trebuit să se întoarcă acasă și să trăiască într-un mediu pe care fratele lui l-a construit. Un mediu justițiar, un mediu în care dacă nu faci cum trebuie, ești mâncat, un mediu în care nu există har, un mediu în care pur și simplu totul este pe făcut bani, un om care niciodată nu greșește, teoretic, un om care întotdeauna când greșește are grijă să-ți arate că acest fiu al tău și-a mâncat banii cu toate desfrânatele și pe el, tot pe el îl iubești. Îmi doresc ca copiii mei, respectiv acești copii pe care am, 3 copii, și voștri, copiii voștri, să trăiască într-un mediu frumos. Ce grav este că în căsnicile noastre din ce în ce mai rar să aud cuvinte de genul iartă-mă. Ce grav este când copiii noștri nu aud în casa noastră expresii precum îmi pare rău. Ce grav este când copiii noștri nu aud pe mama sau pe tata care spune am greșit. Știți ce înseamnă asta? Că lași la o parte orgoliu. Ce grav este când în familia noastră nu se mai aude e vina mea. Asta înseamnă că nu mai dai vina pe soț sau pe soție. Îți asumi parte din vina. Devii responsabil pentru familia ta. Asta înseamnă să construiești un mediu plin de har. Și ce frumos este să ți se răspundă, dragul meu, nu e nicio problemă, cu toții greșim. Ce frumos este să ți se răspundă, nicio problemă, că și eu la rândul meu am greșit și poate te-am supărat. Dragii mei, vreau să vă spun că ăsta e mediul în care trebuie să ne creștem copiii noștri. Un mediu, un model frumos de căsnicie care înseamnă o dragoste autentică între soț și soție, care înseamnă un mediu plin de har, un mediu plin de har pentru că, dragii mei, cu toții suntem răzvrătiți, cu toții mai avem lucruri de reparat în viața noastră. Este cineva aici perfect? Nu. Cu toții avem lucruri pe care încă le mai purtăm cu noi, bagaje din familie, bagaje din trecutul nostru și venim cu ele în căsnicia noastră și de multe ori copiii noștri le văd. Dar dacă văd și harul, dacă văd și iertarea, dragii mei, sunt șanse mari să crească într-o familie bună. Un loc unde există supunere reciprocă, un alt gând, deci o iubire autentică între soț și soție, un mediu plin de har, un mediu plin de iertare, un loc unde există supunere reciprocă, nu încăpățânare prostească. O, Doamne, cât de des văd asta și în consiliere și poate în viața mea,
Un loc unde oamenii nu știu să lucreze împreună, oamenii nu știu să negocieze, oamenii nu știu să compromită în sens bun al cuvântului. Las și eu ceva de la mine, las și tu ceva de la tine. Las și eu din pretențiile cu care am venit din familie, că așa m-a învățat mama, că așa m-a învățat tata, că așa m-a obișnuit, că așa mi-a spus părintele, că așa mi-a zis pastorul meu. Las un pic de la tine, las și eu un pic de la ea și împreună lucrați la o armonie. Faci orice ca acea căsnicie să meargă nu doar bine, ci excelent. Și ce frumos ar fi să-i lași copilul tău această moștenire, să știe, mă, tatăl meu, pentru căsnicie aceasta a fost gata să renunțe și la serviciu, a fost gata să renunțe la America ca să stea lângă mama. Tatăl meu a fost gata să facă ceva pentru familia mea. Nu asta ar fi moștenire ideală? Ce ar face cu toți banii din lumea aceasta dacă ar fi divorțat și copiii ar fi prin lumea aceasta drogați sau prin pușcării? Ce să faci cu atâția bani? Cui să-i lase? Pentru ce? Și îmi doresc tare mult în această dimineață cu toții să învățăm că există moșteniri ideale spre care ar trebui să tindem ca părinți. Și un ultimul gând aici, la modelul frumos de căsnicie, un loc unde ambii parteneri înfloresc. Vreau să fiți un pic atenți aici. Am văzut atâția oameni ca personajul Nabal. Ați auzit de Nabal? Cei care mai citiți Scriptura. Nabal era un personaj al Vechiului Testament foarte bogat. Dar avea o problemă. Numele lui însemna nebun. Și precum numele, așa și viața. Bogatul acesta nebun care n-a știut ce comoară are lângă el. Bogatul acesta nebun care n-a știut ce potențial are soția lui. Și a văzut de propriul său drum. Și a văzut mereu de viața lui, de filmul lui, că el mereu era actorul principal, el trebuia să fie mereu în față. El mereu trebuia să fie pe copertă. Și nu l-a interesat ce potențial extraordinar are soția lui, Abigail. Dragii mei, câteodată putem să devenim capacul în calea dezvoltării soției noastre. Câteodată putem să devenim frâna în calea progresului. Femeia trebuie să se supună, depinde ce înțelegi prin asta. Câteodată devenim zidul de care se tot lovește partenerul de viață în încercarea de a fi tot ceea ce Dumnezeu l-a creat să fie. Și copilul tău vede asta. Vede potențialul mamei că stă toată ziua cu ea și vede și încăpățânarea tatălui ăla orgolios care nu o lasă să facă altceva decât să muncească acasă, la cratiță. Și copilul crește în spiritul acesta. Dar dacă vrei să lași o moștenire ideală, un model frumos de căsnicie, învață să-i oferi partenerul tău tot ce este mai bun ca să înflorească. Am văzut atâtea căsnicii creștine frumoase din afară, dar putre dinăuntru, pentru că fie ea, fie ele erau frustrați. Ea făcuse o facultate, avea potențial, s-a lovit de un berbec de ăsta care nu că neapărat e cu școala sau fără școală, dar pur și simplu n-a văzut potențialul în femeia lui și pur și simplu este frustrat o viață întreagă că nu poate să facă ceea ce Dumnezeu a chemat-o să facă. Dar să știți că am văzut și invers. Am văzut și femei cicălitoare și dominante. Am văzut și femei că pur și simplu au ruinat cariera unui bărbat. Pentru că n-au știut să-l respecte, n-au știut cum să se comporte în familie. Câte căsnicii, câte cariere nu sunt ruinate. Și dacă nu mă credeți pe mine, întrebați-l pe Solomon, acest mare înțelept că avea mai multe femei. Da? Și din cauza aceasta, lucrul acesta l-a condus spre un dezastru. După Solomon a fost dezastru împărăția lui Israel. Niciodată n-a mai fost de atunci și până acum la fel. David i-a lăsat o moștenire mare. Cel mai mare teritoriu pe care Israelul a avut a fost pe vremea lui David. Și l-a spus, iată, fiule, mai departe. Și i-a dat învățătură bună. Și Solomon, din cauza unor femei care l-au stricat, care n-au știut să-l ajute, să-i pună darul lui, ascultarea Dumnezeu, da, pe locul întâi, l-au stricat și l-au dus către idolatrie. Câți bărbați nu și-au ruinat viața de slujire din cauza femeii care mereu avea ceva de comentat? Iar pleci! Iar stai! Iar mii! Iar vii! Iar vii la ora asta! Și uite așa, un bărbat care avea potențial, poate să facă un lucru, poate să slujească într-un anumit departament, poate să fie ceva în societate, a fost nevastă să-i adevine capac. Și îl vezi cum ușor, ușor se ofilește. O floare care ar fi putut să fie ceva extraordinar, ușor, ușor devine din ce în ce mai mică, până când omul se resemnează și nu mai face nimic. Și devine cel mai letal atunci când ai capacitate, când ai potențial, când știi că poți să faci mai mult, dar nu ți se ofere ocazii. De aceea, dragii mei, aș vrea această dimineață și mă rog Dumnezeu în primul rând în viața mea, ca de familie, de căsnicie, să ofer un model frumos copiilor mei. Să pot să ofer un model de iubire autentic între mine și soția mea. Să-l ofer copiilor mei un mediu în care poate să greșească. E ok să greșești.
depinde în ce greșești, dar e ok să greșești și să-L oferi har și iertare, să-L oferi copiilor mei un model de supunere reciprocă, un model în care nu mă încăpățânesc ca bărbat prostește. Nu am orgoliu acesta cât de mare încât dacă soția mea are o idee mai bună să spun, da, dragă, ai dreptate, aici ai gândit mai bine decât mine. Ci învăț să mă supun uneori dacă soția mea poate într-un anumit domeniu este mai bună decât mine. Și bineînțeles un loc unde ambii parteneri înfloresc. Ce minunat ar fi ca Tobias, ca Amira, ca Eric să știe că mama a iubit atât de mult pe tată încât a înflorit în preajma ei. Că tata a iubit atât de mult pe mama încât mama a devenit cea mai bună datorită faptului că s-a căsătorit cu tata. Dumnezeu să ne ajute. Doriți astfel de căsnicii? Haideți să le oferim copilul nostru această moștenire ideală. În al doilea rând, înainte de a muri, mi-ar plăcea să știu că le-am lăsat copiilor mei un model, poți să mergi mai departe, de credință vie. Un model de credință nepătate de fățărnicie. Dragii mei, ce frumos vorbește Apostolul Pavel despre moștenirea pe care a primit-o acest tânăr, acest ucenic al lui Timotei. De la cine a primit moștenirea? Ajutați-mă! De la bunica, cum o chema? Lois și de la mama. Trei generații de oameni care au fost evlavioși. Nu spune nimic despre tata, câteodată unul din parteneri s-ar putea să nu fie idealul. Dar vedeți ce frumos este când Dumnezeu lasă așa binecuvântarea peste generații, exact cum am cântat mai devreme. Domnul să lase binecuvântarea peste generații întregi. Uitați ce spune Biblia în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5 și 6. Pavel se pare că este uimit. Se pare că e uimit de credința lui Timotei. Era un tânăr cu siguranță și atât de devotat la Dumnezeu, probabil că nu mai găsise foarte mulți tineri ca el. Și și-a dat seama că această credință a fost sălășluită întâi în bunica sa. Uitați ce spune aici. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, nefățarnică, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Versetul 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor tale. Versetul 14 și 15 din 2 Timotei, capitolul 3. La fel, Pavel este uimit de ceea ce a lăsat bunica, respectiv mama lui Timotei. Însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ai ajuns convins. Prima dată l-ai învățat că e mic copilul și nu știe, el nu e convins că Dumnezeu este singura soluție. El nu e convins că credința creștină este singura, dar le învață de mic pentru că le vede la tine. Și mai târziu, când se face adult, va fi convins de aceste lucruri, pentru că se va da și el cu capul de atâtea lucruri. Tu știi de la cine l-ai învățat, respectiv capitolul 15, versetul 15, și acum, din copilărie, ai cunoscut Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuirea prin credința în Hristos Iisus. Observați moștenirea ideală pe lângă un model de căsnicie frumos? Este credința vie și neprefăcută pe care o poți oferi mai departe. Nu poți tu da credința, dar tu lași un model de credință vie. Da? Din copilărie ai cunoscut Sfintele Scripturi. Cine i-a învățat? În familie. Care îți pot da înțelepciunea ce aduce salvare, mântuire, ce aduce speranță prin credința în Hristos Iisus. E tragic când credința proclamată la biserică nu este una și aceeași cu cea trăită în casă. E tragic când credința de pe buză nu este aceeași cu ceea ce trăiesc la locul de muncă sau în societate. Și copilul știe. O fi când e mic, naiv, dar când se face adolescent, știe el. Ce faci? Ce spui? Aici intervin cuvintele atât de dureroase ale lui Iisus. Niciodată Dumnezeu Hristos n-a fost atât de tăios, atât de dur, așa cum este în interacțiunea lui cu fariseii. De ce? Pentru că fariseii erau elitele religioase, ei aveau adevărul, aveau Scriptura în mână, ei predicau, ei proclamau valorile iudaice, valori sănătoase, dumnezeiești, biblice. Dar problema era că una spuneau și alta făceau. Ei care știau adevărul, ce model schizofrenic de spiritualitate putem să oferim copilul nostru? Și vreau să vă spun că e cea mai mare tragedie. Moștenirea ideală nu să lași banii. Moștenirea neideală este să lași un model schizofrenic de spiritualitate. Care bulversează copilul tău că nici nu mai știe ce să mai creadă.
Serios vorbesc, îl bulversez de tot. O, dai fi rece sau un clocot, spune Biblia. Dai fi rece, pur și simplu, băi, nu ai nicio credință. Sau un clocot, pur și simplu ești un om dedicat lui Dumnezeu, se vede în felul în care trăiești. Dai fi rece sau un clocot, știți cum e când ești rece? Copilul are o șansă. Că vede un model negativ și spune, bă, se poate și altfel. Când ești un clocot, e extraordinar, pentru că copilul tău vede în tine un model, vreau să fiu ca tată. Dar când ești căldicel, și cu Dumnezeu, și cu lumea, și un pic de Biblie, și un pic de manele, și un plic de Dumnezeu, foarte mulți bani. Copilul nu știe ce să mai creadă. Nu știe ce model să adopte în viața lui. Nu știe care este adevărul și de aceea, dragii mei, vreau să vă spun că o credință ca aceasta este cea mai neideală. De aceea îmi doresc tare mult să las moștenire copiilor mei o credință vie, nefățarnică. O credință vie a prezentului, ancorat în prezent și nu în trecut. E o problemă când devenim, și cred că și eu am devenit unor, dar când devenim prea nostalgici în credința noastră, mai că pe vremea mea, ce credință era, ce rugăciuni se făceau pe vremea mea, ce respect era. Pe vremea mea, Dumnezeu lucra cu semne și minuni, oamenii erau transformați. Păi și ce s-a întâmplat între timp? Și acum așteaptă pensia specială. Dar numai ce a fost odată maică. Și uite cum se pierde o generație întreagă care se naște și nu mai vede credința vie. Pe vremea ta, pe vremea ta foarte bine, dar vremea ta e acum. Când copiii tăi nu știu ce a fost pe vremea ta, când bunica îmi spunea că umblau descurs cu un pinci, păi nu știu vremea aceea. Dar spune-mi ce înseamnă o credință vie acum, în secolul 21, când ai atâtea gadget-uri, când ai atâta timp liber și poți să-l împarți în oricare fel decât în biserică. Acum arată-mi ce înseamnă o credință vie. Pentru că se naște, din păcate, o generație care tot aude pe vremea mea și nu știe ce înseamnă credința activă, prezentă, acum. Pe vremea mea nu mai este. Și uite cum se pierde o generație care se naște și nu mai observă o credință vie, ci un ritualism mort. Vă rog să fiți atenți. Prea mulți oameni, și Domnul să mă ajute să nu ajung și eu acolo, că toți suntem ispitiți să le predăm nu o credință vie, ci un ritualism. Ne ridicăm la prima rugăciune. Pe bune? De ce? Nu știu, dar așa se face. N-ați auzit? Haide să vă spun una de-a noastră, mai pentecostal un pic. Să dăm cinste cuvântului, ne ridicăm în picioare. Foarte bine. E bine, cineva când a dat obiceiul acesta a avut ceva în minte. Bun. Am spus la un prieten care acum vreo 6-7 ani a venit la biserică, mi-a spus, bă, dar de ce nu vă ridicați de fiecare dată? Că voi nu citiți doar o dată cuvântul. Citești de mai multe ori în cuvânt. Păi ar trebui să facem gimnastică spirituală aici. Tot ne ridicăm să dăm cinste cuvântului, iar să nu... Înțelegeți ce vreau să vă spun? În loc să predăm o credință vie, o viață, un devotament viu față de Dumnezeu și o credință reală, să vede în trăirea ta de zi cu zi, încep să-i predai ritualisme. Vino la biserică, la ora 9, că nu se poate altfel. Un model de credință vie. Un Dumnezeu viu trebuie să-i predai cu care vorbești, cu care te sfătuiești, de care ești direct interesat, cu care umbli zilnic și asta se vede. Copilul tău te vede cât de interesat ești de Dumnezeu, de sfaturile lui, de înțelepciunea lui, de cuvântul lui. Ce lași în spate? O casă? Bombardată ulterior de niște ruși și nu mai rămâne nimic de ea? Sau un model de viață creștină cu care poate să meargă oriunde în lumea aceasta și să fie number one? Oriunde vei merge în lumea aceasta, cu asta și cu inima ta dedicată lui Dumnezeu, faci diferență. De asta evreii sunt ceea ce sunt, nu că sunt poporul privilegiat în sensul în care Dumnezeu le-a dat un IQ lor tuturor mai mare. Nu, pentru că ei înțeleg importanța educației. Îmi spunea un rabin, sora mea lucra la o casă, făcea curățenie în state, la o casă de evrei și vorbind foarte des cu mama respectivă, care avea 3 sau 4 copii, extraordinar copii aceia și sora mea tot încerca să învețe și ea un model de parenting, îi spunea, dar voi, de ce, care e specificul vostru, care e unicitatea voastră? Și a spus, știu că mulți cred că noi avem ceva gene privilegiate, dar spune să știi că nu e așa. Este totul ține de contextul nostru istoric. Dacă te uiți în spate, poporul evreu a fost un popor nomad. Știți ce înseamnă, da? Un popor
ăla cu cortul, da? Zic așa. Da? Tot s-a mutat din loc în loc. Și știind lucrul acesta, ei niciodată n-au investit în cărămizi și în beceauri. De ce? Pentru că beceaul nu poți să-l musc cu tine când vin, da, cotropitorii să te invadeze și să-ți ia tot. Ai luat geanta, cum am făcut acum ucrainienii noștri. Ce au putut să ia? 200 de euro ce aveau în casă, o valiză mică, te-ai dus la mașină și ai fugit la vamă. Atât poți să-ți iei cu tine. Și cel mult, și cel mai important, ce-i în minte și ce-i în inimă. Asta lăsăm copilul nostru. Și un ultimul gând pe care l-am. Dacă ar fi să mă duc mâine pe lumea cealaltă, ce mi-ar plăcea să știu că l-am lăsat copiilor mei? Un model de, ce am spus, un model de credință vie, un model, o căsnicie frumoasă, armonioasă, nepătată de alte lucruri și, în ultimul gând, un model de slujire a semenilor. Știu că Pavel n-a fost căsătorit, mă rog, există o întreagă teologie în spate, dezbatere, dar consider totuși că n-a fost căsătorit, dar totuși cred că a fost un părinte foarte bun spiritual. Și avem ceva de învățat de la el. Îmi place tare mult modelul lui de slujire pe care l-a lăsat lui Timotei, lui Tit și nouă ne-a lăsat până în zilele noastre, de smerenie, de slujirea seminilor. Și uitați ce spune Biblia în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 10 și 11, în versiunea NTR. Însă tu mi-ai urmărit aproape învățătura, purtarea, țelul, credința, îndelungă răbdare, dragostea, persecuțiile și suferințele, lucrurile care mi s-au întâmplat în Antiohia, în Iconia și în Listra. Am îndurat astfel de persecuții, dar Domnul m-a scăpat din toate. De mai multe ori, Apostolul Pavel, înainte să plece dintr-un loc, chiar și atunci când știa că nu se mai poate întoarce în Efes, spune Biblia că i-a chemat pe toți prezbiterii, pe toți liderii și a spus: voi ați văzut modelul meu. Ați văzut că n-am fost după bani, n-am fost să-mi clădesc un nume, n-am fost aici să-mi fac o faimă personală, să-mi fac un statut social, deși Pavel putea foarte ușor să fie un mare magistrat, putea foarte ușor, dar am renunțat la toate acestea de dragul vostru, pentru că v-am iubit. Dragii mei, atât de mult îmi doresc copiii mei să vadă în mine un model sacrificial de slujire. Un model ca lui Pavel. O slujire sacrificială, gata să tai din mofturile mele pentru a împărți pâinea cu cel flământ. Asta se vede? Cum să nu? Credeți că copiii noștri nu o să vadă acest model sacrificial dacă noi suntem gata să tăiem din poate privilegiile noastre, să renunțăm la un meci de fotbal, să merg o milă în plus cu cineva? Să renunț la nu știu ce partidă de vânătoare ca să ajut pe cineva într-o situație, da, critică? Gata să tai din vacanțele mele pentru a-mi sponsoriza un student la medicină? O, Doamne, cât de... Știți cum e copilul? Imediat îmagazinează. Bă, dacă tata este gata să renunțe la o vacanță ca să ducă un copil la medicină pentru că ăsta n-are bani, înseamnă că pentru tata educație importantă. Vedeți cum face imediat legătura? Și asta îmi doresc copilul meu să vadă în mine, că am fost gata să renunț la mine de dragul celor din jurul meu. Un model de sacrificiu și un model de slujire pentru o vorbire sfântă. Ultimul gând pe care l-am și vreau să închei. Prea mulți copii se distanțează, mă refer acum la cei din biserică, deoarece aud multă defăimare în casă. Ascultați-mă bine. Aud atâtea bârfă în casă, încât după ce cresc mari, se uită în ochii lui Dan și spune: a, păi Dan, lasă că știu cum e Dan. Dan, de când a venit la Efraim și-a luat un apartament și-a luat și o mașină nouă. Dar de unde? Dar cine i-a dat banii? Atâta bârfă, dragii mei, aud copiii noștri în casă și noi credem că nu sunt atenți. O, credeți-mă că sunt atât de atenți. Și nu știu de ce nu magazinează lucrurile bune. Numai pe alea rele. Dar fratele ăla, dar sora, dar auziți ce se spune despre ăla? A furat niște bani din casă. Dragii mei, atâta bârfă încât copiii noștri, în loc să privească oamenii cu demnitate, când fiecare om echipul lui Dumnezeu, încep să vadă toate relele pe care tu l-ai bârfit și l-ai spus în casa ta. Și te miri, copilul tău ajunge la 20 de ani și nu vrea să aibă de-a face cu biserica. Păi să merg la aia, mai bine nu. Mulți nu știu să dialogueze în jurul ideilor și atunci cad așa de ușor pradă bârfei sau discuțiilor despre toți și despre toate. Și vreau să vă spun adevărul. Din păcate ne dăm cu părerea de prea multe ori. Despre toți și despre toate. Dumnezeu nu ne-a chemat să dăm cu părerea. Dumnezeu ne-a chemat să ne vedem de viața noastră, când vezi un lucru greșit despre cineva, în dragoste să-i spui adevărul, și atât. În momentul în care 7.000 de oameni știu un anumit lucru, e o problemă.
Și copiii noștri cresc într-un astfel de mediu în care bârfa este la ordinea zilei. Ne trezim după ani de zile că cei mici nu vor să mai urmeze sfatul nimănui. Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 4, versetul 6, spune așa, apropo de model de slujire prin vorbă, cuvinte de încurajare, cu har, drasă cu sare, ca să știți cum să răspundeți fiecăruia. Și apoi, în Efeseni 4:29, ultimul gând, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire. Întotdeauna trebuie să te întrebi, mai ales când copiii sunt în preajmă, mai nou vorbesc numai în engleză cu soția, deși și acolo trebuie să fiu atent, pentru că poate sunt anumite aspecte ce țin de o anumită problemă și poate vizează o anumită persoană, dar sunt foarte atent să vorbesc cu, doar cu ea, fără ca respectiv copilul meu să fie în preajmă. De ce? Pentru că vreau să fie un cuvânt pentru el de zidire și dacă nu este, mai bine tac. După cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Îmi doresc atât de mult să oferim o moștenire ideală copilului nostru. Dar să știți că asta nu se poate fără o relație cu Dumnezeu. Și dacă ești aici în această dimineață și nu ai o relație, nu știi ce înseamnă asta, ai trăit așa în felul tău, ai crezut că tu știi mai bine cum să-ți crești copilul, vreau să spun că nu există o relație mai frumoasă decât cel de sus. Dacă vrei să înveți iubirea adevărată, încep cu cel de sus. Moștenirea aceasta, o slujire frumoasă, un comportament frumos, o educație aleasă, o credință vie, toate aceste lucruri care sunt nepătate de bani, de avere, de calici, de hoți, de rugină, toate aceste moșteniri, dacă vrei să le lași, nu se poate decât într-o relație personală cu Dumnezeu. Și vă invităm în această dimineață. Din oricare confesiune faceți parte, noi nu suntem aici să veniți la noi în biserică, Doamne ferește, nu despre asta e vorba, ci vreau să vă spuneți, să vă spunem, gândiți-vă în modul cel mai serios ce veți lăsa în urmă. Pentru că dacă nu construiți împreună cu Dumnezeu, tot ceea ce construiți este risipă, este fix zero. Nu se mai face nimic după dumneavoastră. De aceea îmi doresc în această dimineață, Mihai, Maria, Dan, Anda și noi toți ceilalți care suntem părinți, să ne gândim în modul cel mai serios, poate să ne punem pe o hârtie, pe o agendă, pe frigider, să vadă și copiii noștri. Asta îmi doresc să le las copiilor mei. E bine să le mai lași cu un teren, nu e rău. E bine să le mai lași cu un cont, nu, nici asta nu e rău. Dar să știți că astea sunt absolut secundare. Mă credeți sau nu? Că dacă nu credeți din inimă lucrul acesta, o să plecați de aici și tot spre lucrurile materiale vă veți orienta. Să le las o meditație mai bună, să-l las nu știu ce teren, poate o afacere. Dragii mei, astea sunt secundare, nu sunt rele, secundare. Dar noi trebuie să ne concentrăm pe cele care sunt ideale, moștenirea ideală. Relația cu Dumnezeu, slujirea seminilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze, vă invit să ne ridicăm în această dimineață și îmi doresc să facem o rugăciune. Poate nu te-a rugat în viața ta, poate este momentul ideal în această dimineață să spui, Doamne, iartă-mă, că până acum am investit în ce nu trebuie. Doamne, iartă-mă că poate dacă mâine aș muri, s-ar putea să-l las copilul meu o moștenire greșită. Și vreau să vă spun o veste bună, nu este prea târziu. Nu este prea târziu dacă căsnicia ta n-a fost ideală și copiii tăi au văzut în căsnicia ta doar un model disfuncțional. Din această zi îmi doresc ca tu să spui în inima ta și să iei o decizie radicală, să spui de acum încolo, voi face tot ce ține de mine, nu de el, nu de ea, tot ce ține de mine să construiesc o căsnicie frumoasă. Un model frumos de iubire, autentic în familia mea. De acum încolo voi face tot ce ține de mine să-l ofer copiilor mei un model de credință vie. Și de acum încolo voi face tot ce ține de mine să-l arăt copiilor mei că iubesc oamenii mai mult decât averea și mai mult decât lucrurile. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să intrăm într-o rugăciune. Amin.